În casa băieților, show-ul continuă, Gia este acolo să facă atmosferă, să le cânte băieților live și să petreacă împreună. În casa fetelor, în schimb, petrecerea nu a început încă, au avut așa parte de câteva melodii din partea Giei la început, dar se pare că invitatul lor nu a venit încă sau cel puțin nu s-a prezentat în livingul casei Mireasa. Romeo fantastic, iar fetele sunt singurele, așteptau în living să le înceapă și lor Băieții pe de altă parte se simt foarte bine, se distrează, au cam început cu șaturile și să nu dea prea multe înainte să vină fetele că nu, nu ia bine, dar au început și distracția, dansează, se vede că se simt bine și este o atmosferă frumoasă acolo. Așteptăm cu o curiozitate și cu interes să vedem ce se va mai întâmpla în seara aceasta.